acest... Sper că-ți plac. Amăgire, trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Cum pot fi să te cred că te-ai îndrăgostit de mine așa după o săptămână, două? De 2 ani de zile tot tragi de mine să mă combin eu cu tine. Ce, așa că scutește-mă tu pe mine cu amenințările. Acum ce părere ai, vrei să fii iubita mea? Da. Nicoza, ce ne-am asurcat astăzi! S-a trezit Dulceața! Neața! Ce dansuri finale aveți! Ce faceți? Neața, Neața! Neața, iubitule! Ce faceți? Iubitul tău a murit! Ei, na, nu mai spune! Ia caută-l să vezi dacă îl găsești! Dar unde e iubitul meu? S-a dus! S-a dus? S-a spus de tine! Ce dansuri criminale! Nici nu mai vine, a spus, a jurat că nu mai vine! Hai, scutește! S-a superat pe tine! Hai, scutește-mă, cât de astea! Ce faci, Andrada? Scutește-mă! Bine, tu ce faci, David? Uite, mă uitam, ce dansuri criminale aveți! Dansuri criminale! Scutește-mă! Cum ești, mai ești supărată? Nu, nu mai ești, mi-a trecut! Ba, 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 ba! Ba. Trebuie ba. Să-mi Nicolas, ce faci? Ba. Ce să ba. Fac? Aștept ba. Să vină liderul ba. Să-mi dea ba. Voie să vin ba. Să-ți dau și ba. Eu ba. Ba. Un semn. Ai luat chiar flori la toate fetele? Poftim? Ai luat flori la toate fetele? Nu, am luat doar Alexandre, doar ție. Câteva zile ai spus că Mariana este cea mai frumoasă femeie. Da, dar ce am simțit de la Alexandra este mai presus de orice frumusețe. Să formăm un cuplu? Adică începând de acum? Da. De ce? Suntem oficial cuplu, da? Vorbesc serios? Vorbesc serios? Deci nu cred. Mă, nu mai pot remorca așa. Acum ce părere ai vrei să fii iubita mea? Da. Erai prietenă cu Meda, da. Acum e iubitul? Și am discutat. Nu iau iubitul. Ai ceva în dosar din ceea ce nu știu eu? Așa, și dacă ai luat-o, o iei cu tot cu dosarul ei. Spune-mă că ai ceva de spus de ea. Nu. Oricum o se va afla. Mai aștept. Oricum se va afla în emisiune, nu e ca și cum se va afla. Hotărâte-vă, v-ați pupat sau nu v-ați pupat? Nu! Normal că da. Pentru mine ești un... O dansatoare din centru vechi care dansezi pe 100 de lei. Bravo, mă, că ai fost dansatoare pe 100 de lei. Bravo. Nu te gândi că nu știu cine e spatele tău. Știu foarte bine cine e spatele tău. Dar dacă trebuie să dovedești bărbăția, cum spui tu, că ești bărbat din cap și ai putut de o femeie care a fost prietena ta. Te cerți cu prieteni, te cerți cu băieți, te cerți pe toată lumea. Normal. E urât. E
el știa că vrea să formeze o relație cu tine. De ce a venit la mine și mi-a spus că te rog eu frumos să pui acea brățară pe mână, că ți-am dat-o din toată inima. Lipsă de respect, să încerci să distrugi ceva efectiv la o secundă lipsă după ce s-a făcut. Lipsă de respect e ceea ce ai făcut tu cu Mona. De ce, da. de ce mă dă lina? Pentru că ai spus că și ție îți place de mine? Tu îți alegi oamenii de lângă tine, fiecare ne alegem prietenii, fiecare ne alegem dragostea și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc ce face el acasă, nu vreau să vorbesc ce a venit, absolut nimic. Mi-am spus foarte clar. Dacă am auzit asta din gură, cum mi-am terminat. S-a frică de mine? Niciodată. S-a amenințat de către familia mea? Se pare că... Spatele care ai spus tu pe care l-am? Se pare că m-a amenințat? Să nu crezi în relația lor, că tot te aud vorbind. De ce? Ieri nici măcar bună ce face Andrada și azi, uitați, am făcut cuplu. Mi-am cam asortat astăzi. Cu cine s-a asortat? Eu cu Nicolas, nu vezi? Și eu cu Nicolas, adică sunt auzi, de Nicolas, ia uite-te aici! Ei! Aia trebuia să fie a mea. Ia uite, Nicolas, n-ai spus că are valoare sentimentală? Nu văd nimic. Ei, nu vezi, ia uite-te mai bine. Foarte frumos, îți mulțumesc. Ți-am dat-o din suflet și mă bucur. Dar nu înțeleg de ce o porți acum, parcă zici că nu mai porți. Dar ce-ai frate, e doar are valoare sentimentală. Nu, Alexandra! Eu i-am zis să o poarte că m-am simțit prost. Fetele, ia uite așa avem aici. Am cumpărat mâncare. Ia uite așa avem aici. Am cumpărat mâncare dulciuri. Ia uitați aici. Am cumpărat jeleuri, cereale, lapte. De ce chiar asta ai găsit? Că nu înțeleg. Pentru că m-a rugat să pun. Dar nu are sens. Să-i dau florile Alexandrei. Bă, bune, acum nu are Nicos. Să dacă da, Două secunde. Închide subiectul, Alexandra, că îmi strigi momentul. Te rog, și așa sunt praf emoționat. Mă las. Da, păi vin o să apri la porta. Puteți să dați puțin camera și aici? Bine, bine, atunci acasă. Aici puteți să dați camera. Stai mă, aici, lasă că mă... Alo, Dumu! Băi, stai mă, Oleac, ce faci? Băi, e obraznicule. Să lași ușa deschisă. Na, m-am luat jeleuri degeaba să... N-am am vrut să fac și o moment aici și nici momentul nu pus să mă... Vreau să cadru pe mine aici. Face, așa, să vă dau... V-am mai dat. Asta întreabă-l pe el, nu mă întreba pe mine. Dar nu are nici copil. Nu este vina mea. Că el mi-a cerut să fac asta. Cam tu, mama, să te întreb ceva. Pe mine? Nu, pe... Hai voi! Va veni și el să-i dea un... Opa! Flori iubite și a fost la sări pe el. Cred că-ți plec. Cred că-ți plac. Și tot mai e ceva de făcut. Trebuie să mergi cu mine să mâncăm pepene acum. Acum? Acum? Da. Dar nu-mi dă voie, mă. Mona! Da? Îi dai voie să mănânce pepene cu mine, cum mi-a promis. Eu îi dau voie, acum o să-i dea și camera. Îmi dați voie să merg să mănânc pepene? Dar nu mă interesează. Ce v-ați asortat? Nu! Ba da, îți dă voie, lasă-mă. Păi dar nu-mi dă voie de așa. Cred că s-a asortat mai mult cu mine azi. Nu știu, trebuie să ții. Nu știu cum să ții. Fetelor, vă salut și vă pup pe toate. Oricum, ce trebuie faceți? Să întreb ceva. Poftim? Trebuie să te întreb ceva. Sigur, spune. Păi stai, că dacă pleacă... De ce pleci dacă vrei să te întrebi? Da, iartă-mă, scuză-mă, nu, sunt foarte... Acum, până acum câteva zile ai spus că Mariana este cea mai frumoasă fată din casă. Bună, fetelor. Poftim? Până acum câteva zile ai spus că Mariana este cea mai frumoasă femeie. Ia uite, dar am simțit că Alexandra a fost mai prăsut de orice... Mă gândeam că e mai specială. În două zile? Poftim? În două zile? Nu, în cinci. În cinci? Înseamnă că ai tăcut, înseamnă că îți plăcea și de ea, dar n-ai spus. Nu eram sigur de ceea ce văd. Vreau să spun că nu contează, că ea are o brățară.
Pentru că acum o poartă în semn de prietenie și de recomandare nu pot să mă rog nimic. O să o poartă în semn de prietenie pentru că m-am împăcat cu ea și ideea nu a fost că de ce și-a pus-o tocmai astăzi. Adică ieri de ce n-a fost? Nu era nicio problemă. Ea o să poartă o brăță, dar tu o să porți un inel. Ia. Te uiți tu mai bine în castronul ăsta? Să mă uit. Tu vorbești serios? Da. Hai că te spăl după. Tu vorbești serios? Nu mai am glumit, e o felie de pepene. Nu mă gândesc, nu pot să te fac, îmi tremură mâinile de numai. Mai stăm jumătate, nu-i problemă. Nu știu cum să reacționez, mă. E mincinoasă, e nimic. Asta ajut. Așa. Deci am început să tremur toată lumea. Hai că eu pot să-l desfac dacă e. Nu pot. Descurcă-te. E de plastic. Deci nu cred. Mă, nu mai pot tremur toată. Acum ce părere ai, vrei să fii limita mea? Da. Haide, să mergem! Chiar simt, am simțit asta să fac... Simți? Până e răzut iertului meu, aici trebuie să fie iertător, deoarece s-a întâmplat un miracol. Nu mai înțeleg nimic în casa asta, mă jur! Sincer, ok! Voi face și un cuplu, bravo! Ce vorbești? Ce faci după aia... Iertător, da? Bravo, da! Până i-a spus viitoarea ta soție să fii răzător, pentru că tocmai am format un cuplu. Iată, am ziua mai frumoasă acum. Bravo! Da. De ce ți-e rușine? Stai puțin. Am și eu o nelămurire. De ce ți-e rușine să-l săruți? Mi-e rușine. De ce? Timidă. Dar de ce? Ești timidă? El e foarte timid. Ai văzut și el tu? El e mai timid ca tine și tremura vocea. Și el a venit la sărute și tu ai întors capul. Data viitoare să nu te mai mir dacă... Știi ce? Știi cum o să interpreteze asta? Ca și cum... Tu n-ai vrut. Sau tu nu vrei să te afișezi cu el. Gândește că trebuie să te asumi că ești aici. Repede. Nu ești aici. Da, să... Așa deodată v-ați... ne-am trezit cu 70 de ideea cupluri. Ideea este că următor, tu în afară acasă, tu nu te poți întâlni cu el. Ca să vă consumați, să petreceți împreună. Iar dacă voi, chiar dacă aici sunt camere, dacă voi nu vă veți apropia aici, nu veți petrece timpul, nu vă veți săruta, nu vă veți pune alinturi și așa mai departe, o să fie foarte greu să vă apropiați. Mi-mi se pare un pic dubios, dar mă rog. Mi-mi se pare dubios. Da? Nu, nu, cum era, da. Mi se vede sincer din partea lui, adică până acum era foarte lămurat și vețin. Iar nu înțeleagă ce vorbim. Știe care este al doilea numele tău? Dar ce legătură are? Are, că dacă nu știe absolut nimic de ea. Păi hai să facem cupluri. Da, o cunoaște pe parcurs. Da, pe parcurs nu asta. Nu poți să pui problema așa, pentru că nici eu și George nu știm foarte multe unul despre da, dar la voi s-a văzut din prima clipă. Din prima, cum v-ați văzut. Adică la prima văzut. Dar tot nu ne știm, tot nu ne cunoaște. Nu contează, normal că nici mama cu tata nu se cunosc așa bine. Păi da, dar o să ne descoperim în timp la fel și ei. Nu, ideea este în felul următor că el a spus că el... Până nu cunoaște acea persoană, el nu își creează o relație. Asta adică e, și, adică acum și el a spus că nu a discutat deloc cu ea și așa, peste noapte, imediat, hai, Andrada, da, vreau să facem un cuplu. De-aia zic că mi se pare puțin ciudat. Da, așa, că o decizie se ia în doi, nu în unu. Da, într-adevăr. Da, și trebuia discutată. Adică dacă tu te-ai fi răzgândit, ai fi zis, nu, eu nu mai vreau. Adică, efectiv, m-am plictit să aștept. Punctul ăsta de vedere și mie mi se pare dubios. Păi... Asta zic, nu am... Cel mai deranjant este... Vreau să fie niște bani? Ha? Nu? Cum? Dar chiar nu vorbesc cu el în afara emisiunii. Am întrebat dacă vor să... Păi asta e și greșit. Bani. E greșit că nu vorbiți în afara emisiunii. Cum vă cunoașteți? Cum vă cunoaște? Că aici nu aveți timp. Vorbiți într-o conexiune 5 minute în cine știe cât timp. Petelor! Oh, dar nu vedem bine. Dar care-i? Care din păi ele? Care, de... nu, care din ai ele? Ai două, care? Pepene, vrea să vă arate ăsta după deget. No! Ce tot frumos. Frumos, da. Da. Pe bune, voi chiar nu vedeți? Se pare că Nicolas le-a dat curaj la toți băieții astăzi. Da. Noi vedem, dar sunt două inele pe degetele tale. Asta. Credeam că... Bună dimineața. La mine nu mă mai, nu vă mai gândiți și voi, v-am făcut piața azi, v-am luat jeleuri. V-am luat bune. V-am luat de toate. Fructe. Hai să ne facem cupluri. Mulțumesc, dar tot la voi sunt. Andrada, să fii sigură că ăla a fost primul și ultimul sărut pe ziua de astăzi, că
Ia uite, iubitul tău are să mânci o ceapă. Achebona! Auzi, Alexandra! Ia uite ce am aici, da? Auzi? Alexandra? Noi te luăm la pachet! Pot să spun și eu ceva? Te rog frumos? Vezi? Hai venit să încoace! Alexandra? Da? Vreau să spun și eu ceva, dar nu vreau să super pe mine. Zii. Pur și simplu nu mă pot abține. Dar tu la orice traseu... Parcă erai prietenă cu Meda. Poftim? Parcă erai prietenă cu Meda, acum e iubitul. Și am discutat. Nu iau iubitul. Fost, mă rog. Nu mai suflați pe am pe discutat cu ea, am vorbit. Eu pe Meda o știu, o femeie foarte geloasă. Nu știu cum a acceptat ea ca tu, ca și prietena ei. Odată ce eu am vorbit cu ea, cred că s-a rezolvat totul, nu crezi? Nu cred. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.